Toți care sunteți, zice Duhul Sfânt. Pentru că diavolul a pregătit din nou niște furtuni în familie. Așa vorbește Duhul Sfânt. Se cere veghere mare, zice Domnul. Și cei tineri să-și facă altar de rugăciune în cort, în care mână în mână cu cei din cort să ceară izbăvirea Domnului. Cei în vârstă să mijlocească pentru corturile copiilor lor. Pentru că așa vorbește Duhul Sfânt. Furia cu care diavolul în vremea care vine va lovi familia nofolovită niciodată. Seked naharom ebrietro shamana gladius. Pentru că iată, venirea celui ce vine este apropie. Vrăjmașul cu ultimile furtuni lovesc și încearcă corturile. Dar așa vorbește Duhul Sfânt. Cel ce va pune numele Domnului peste casa lui. Aleluia. Cel ce va pune numele Domnului în casa lui. Și părinții care în această seară vor pune numele Domnului peste casele copiilor lor. Așa vorbește Duhul Sfânt. Numele Domnului are putere de apărare. Numele Domnului are putere de rezolvare. Numele Domnului are putere de biruință. Iată ce zice Duhul Sfânt. Ziget naharom ebladiaș gudis. Domnul în vremea care vine mai face o strigare mare. Și strigarea se va auzi pe întreg pământul. Pentru că Domnul are încă deschisă poarta mântuirii. Și iată că popor încă va veni la numărul celor aleși. Dar iată, speric naharom bradis. Domnul va lucra pe partea mântuirii. Dar vrăjmașul va încerca să rupă corturile, zice Duhul Sfânt. De aceea se cere din nou veghere. Unde nu este numele Domnului pus și altar zidit, iată se va auzi vai și vai. Paran de graiet zimen har. Dar unde omul intră în împlinire și pune altarul și numele meu, iată că chiar dacă sunt astfel tulburări, Dumnezeu va aduce liniște și pace. Sibret naharom egraiet. Pentru că Duhul Lumii a intrat în multe corturi, zice Duhul Sfânt. Iată că aceste corturi au unit nelegiuirea. Parandi gotemen, spunând că se poate și așa, și așa. Nu se poate, zice Domnul. Unde este întuneric, nu este lumină. Dar iată, unde e întunericul mai gros, va apărea lumina. Paranec nahove knadis. Pentru că lumina o dă Domnul. Aleluia. În vederea lucrării lui, zice Duhul Sfânt. Da, poporule, am hotărât să te înștiințez în felul acesta. Ca să știi ce trebuie să faci chiar începând de astăzi. Amin.